Când ai o boală de 20-30 de ani, nu poți să iei o pastilă și să te faci bine. Sunt cuvintele edilului general al capitalei când face referire la o rezolvare rapidă a traficului infernal din capitală. Soluții? Transport public, semaforizare inteligentă și o autostradă de centură, spune Nicu Șordan, după întrevederea pe care a avut-o cu premierul. Marcel Ciolacu promite să discute cu ministrul fondurilor europene pentru alocarea banilor necesari proiectelor mari din capitală și a fost a doua discuție dintre cei doi oficiali, de data aceasta fără primarii de sector. Nu poți, când ai o boală de 20-30 de ani, să iei o pastilă și să te faci bine. Nu se poate asta, da? Principala cauza a traficului din București este modul total scăpat din mână în care s-a dezvoltat București în ultimii ani. Dacă te apuci să arunci cu blocuri fără să te gândești unde vor învăța copiii care vor locui acolo și unde vor munci părinții care, sau în fine oamenii care locuiesc acolo și că ei toți vor lucra la 10 km și școala este la 5 km, nu poți decât să te aștepți că vei avea blocaje în trafic. Soluția durabilă este transportul public, soluția durabilă este semaforizarea inteligentă, soluția durabilă este autostrada de centură cu acele radiale. Și pe această chestiune, primul ministru și-a exprimat disponibilitatea de a folosi bani din acei 600 de milioane de euro, bani de la BEI, destinați transportului verde pentru proiecte ale primăriei capitale. Să vedem cu ministrul fondurilor europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, zona electrică la fel. Avem contracte și cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Mondială și normal că îmi doresc ca proiectele mari, în primul rând, să fie prioritate pentru capitala generală și capitala României,